Fiecare urmă, fie ea culturală sau istorică, devine moștenirea culturală a unui popor. Prin acest nou proiect al Palatului Culturii se dorește reactivarea memoriei urbane a Severinului prin studii care recrează atmosfera culturală, literară și artistică a orașului din anumite unghiuri și ipostaze. Astfel, 10 tineri care au creat urme cu diverse materiale plastice și au ilustrat momente importante din oraș au fost recompensați pentru efortul și munca din spatele fiecărei opere. Vrem ca tot talentul lor să se reverse asupra promovării orașului Drobeta Turnu Severin. Tot ceea ce contează în acest proiect urme este legat de reactivarea sa culturală și istorică. Noi am făcut acest lucru plecând de la artele plastice, de la artele vizuale și până la tot ce înseamnă tehnologie, deoarece totul a fost transformat din punct de vedere digital și găsiți această hartă a clădirilor monument istoric și pe site-ul Palatului Culturii Teodor Costescu și site-ul Castelul de Apă, aceste monumente fiind administrate de instituția noastră de cultură. Copiii sunt premiați astăzi cu 500 de lei. Este o sumă finanțată de la Ministerul Culturii prin AFCN. Pentru că au depus eforturi și s-au străduit să reconstituie cât mai bine memoria și identitatea orașului nostru, copiii au fost răsplătiți. Premiul pe care aceștia l-au primit, potrivit lor, acoperă cheltuielile pentru materiale și de asemenea este o sursă în plus de motivații pentru a continua ceea ce le place să facă cel mai mult și anume să creeze. Mi-a venit automat ideea cu o pată de neagră să arătăm mai multe fețe a catedralei pe timpul zilei și în același timp și pe timpul nopții cât de cât. Câteva ore, între 3 și 4. De asemenea, ai fost remunerat pentru această lucrare. Cum ți se pare acest lucru? Este chiar foarte frumos, deoarece am consumat multe materiale, unele, și în același timp și timp. Am ales să fac această lucrare, deoarece pe lângă desenul în sine care mă fascinează, îmi place în aceeași măsură și sculptura. De ce ai ales să desenezi în creion? Îmi place mai mult grafica. În momentul în care m-am mutat în Severin și am fost să vizitez orașul, am fost cel mai mult impresionată de catedrală, pentru că mi s-a părut că are o frumusețe aparte. Și de ce ai ales această tehnică? Pentru că este una pe care o stăpânesc mai mult. Am ales să desenez casa Gheorghe Angel în tehnică creion, în stil arhitectural. Am înțeles că tu vrei să urmezi o carieră în acest domeniu. Te-a ajutat acest lucru să execuți lucrarea? Da, foarte mult. M-a ajutat pregătirea pe care am avut-o și exersat-o în timp, să evoluez și să reușesc să fac la acest nivel și casa și desenul în sine. Aceste lucrări au fost, de asemenea, adăugate pe harta urme a orașului Drobeta Turnu Severin și marchează un traseu cultural urban complex. Mai mult decât atât, scopul principal al acestui proiect este promovarea valorilor culturale și sociale ale orașului ca parte a transformării sale într-un pol de receptivitate turistică.